acolo stă. El nu este. Bă, dar cu câinele ăsta care-i treaba, mă? El acolo stă el. Dar mă grijește de vulpe. Mă, da, vulpile sunt periculoase? Da, mă, dracu, ca orice, dă-le în dobă, că... Dar dacă îți rămâne în el niciodată, îl... Îl ia. Îl ia? Păi dacă când o sări cu oile, se spărie și el rămâne. Asta ce rasă este? Românez, ia aici. Eu n-am, de aia străinul am. Tu l-ai crescut de mic? Dar vezi, acum oarecum e ușor, mă. Se pot face balet, baloți, se adună totul. Nu mai e ca înainte. Ai prins când făceai și numai din coasă? Da, am făcut de ce... Și cu mâna, mă dureau palmile de la aia. Adică așa lucrau oamenii, dar era nou. Uite, mă, vezi, bluze, veste de astea cu mai tu nu mai găsim. Păi numai femeile mai vârstă fac așa și eu. Dar nu mai sunt. Eu nu mi-am luat din Craiova, am găsit. Păi este la Târgul Mare. Da, am fost și eu. Dar nu ca ăsta. Că e făcut la ceva mașină, nu e făcut din așe. Nu? Păi femeile făceau din așe, ca... Eu am fost cu bunica, mă, că mergea după... Ducea lâna în Chiraleș, era acolo, era un râu. Și dădeau și o spălau. Mă ducea înapoi acasă și o torceau. Torță și așa. Așa e, așa stătă din taie. Că mai avea mama ceva lână torță pe acolo și l-a făcut. Mai cu tații l-au făcut? Da, da, păi ea face. Am vreo 3-4, cred că de astea. Mă, da, au ce paște pe aici, pe dealurile astea, mă. Băi, uscată, fei, la primăvară, nimă, că vrea să bată. Câți berbeci ai, mă? Eu, 8. Mari, nu am nici cărlani, are. Dar nu fii găs cu capul, ne-n pământ, dar unii, că-i cald. Uite ce mari sunt, frumoși, mă. Hai să-i filmăm, mă, berbeci. Da, de-a se pare, nu? De-a făcut așa, așa, nu? Stau la o lasă, nu știu, scoap, pune pământ, mă, nici calde. Calde, nu, mă. Cum nu ne-ai putut să mergi la gaz, mă? Toată lumea vrea să meargă acolo, programul fain. Am avut om care mă chema să mă duc în Moldova, tot în regulă, te trebuie de ca să mă transfere aici, dar și nu m-am dus, nu m-am putut. N-am zis că nu mă duc. N-am avut nici să lăs voile. Hai să intrăm înăuntru, mă, să-i vedem acolo aici. Să vin la tine? Nu vin, nu, că nu mă le-a dat așa. Nu mă le-a dat deja nici, e furul, dar nu am adus. Fain berbeci, bă. Au zis unii că practică să fete de 3 ori în 2 ani, mă, și vinde doar miei. N-am văzut, dar așa le-a lăsat, cum le-a lăsat Dumnezeu numai. Fain berbeci, mă, serios. Bă, din berbeș fain ies miele faine, nu? Mai ies. Uitați, da? Am înțeles că vă scoate acum asta cu originea. Nu știu ce fac așa, mă. Mă, la noi, în general, lumea ține băle. În satul meu sunt multe băle, toate sunt băle, nu... Ăsta-i cu nasul alb, mă. Ia, dar mai am deși, am găbut doi. Da, sunt din ai tăi? Păi nu, că am mai luat și eu câte unul, că... Mai cumperi? Dacă nu-l iau, nu-i sănătos. Nu sunt eu sănătos. A, deci îți place să ai, a? Ajung acasă și după aia îmi pare rău. Că nu l-am luat. Dar pe ăsta cât ai dat? Spre exemplu. Păi nu mai știu când am fost. 1000 și ceva. L-am luat de cârlan, de miel. Dar te duci în târ sau ai prieteni care faceți așa schimb? Păi nu, dar de pilate ăștia nici care au. Care mai... Care au, care nu. Da, cât e piții? 4 ani să mânească și pe aia dai, nu? Păi când cum? Depinde ce marfă scoate. Dacă nu scoate, nu-l ții. Îi dau drumul să se ducă. Ăsta o mărli de a treia oară. Dar nu-i dau, nu-l dau cu una, cu două. Nu? Fain, serios, foarte fain. No.
de rap de animal. Și zona la tine e faină, mă, liniștit așa aici. Asta parcă e făcută, mă, să crești animale aici. Păi așa ai lăsat de sus. Dar oamenii zrăi? Păi... Mă refer invidioși, de fapt toată lumea e invidioși. Care cum... Vezi, că un om, de exemplu, am întâlnit pe cineva care a spus că dacă te lasă pe tocătură trebuie să-i dea ceva. Dar tocăturile sunt tocături, de le încolo ce... Păi ia, dar păi dacă nu le dai, dă la altul. Că dacă sunt animale mulți, e concurență. Și... Dacă nu-i dau eu, ți-o dă dumneavoastră dacă îi dai cu... Și asta e adevărat. Nu. Hai mă, și căldură, mă, zic, ce-ar fi să zice vară? Păi este, este vară deja, ce mai? Mă, da. Ei nu prea mâncă, nu mai mâncă nici fână, așa. Da, uite, da. Cucuruză și fână nu mâncă dimineața, sara mâncă. Dacă scoți acolo, au ce mânca ce roade acum, mă. Am fost... Da, am și eu de lucru, mama, mă. Că după aia trebuie să mă tăduc în tăză ziua. Dacă le învăț să le dau drumul, mă. Și n-am, mai am și eu de lucru în alta pe acolo pe acasă. Da, nu? Ai pe cineva să le pui, să le scoată așa, să le plimbe. Nu. Nu? Nu are și mie. Cine se mai. Dar de ce nu e bine să ia să mănânce miei iarbă verde? Adică să-i scoți afară din, de exemplu, pe aici. De ce nu e bine? Păi ar și bine, dar nu, să le dai și de mâncare la voi, nu să le dai numai drumul. Pe lemea mea are burta. Până să... Nu știu prima oară, dacă le dai drumul unii două dată, nu le mai dai de mâncare, le se subțiești la voi lapcile, le taie pe gelontru. Facem un șasta, mă. Fata în asta nu le e frig, mai ales când erau... De o jumătate de metru. Când era ienile ierni. De o jumătate de metru. Asta când îl scoți? Trebuie să-l scoți, nu? Păi... Cu excavatorul, cu buldozer și ăla, să nu vină acolo nici, să facă putre și pe aduc. Mergem? Da, până mergem la mamă. Bă, da, ăsta-l... Ăsta e de la porumb, nu? Da, da, da. Ăsta-l ții numai să-i pui de resub, nu? Nu, că îl pui așa întreg. Îl pui așa întreg și apoi ele mai își trag, își fac pat. Eu am avut mulți, dar nu prea am mâncat. I-am pus așa numai din șopă cu pat, i-am pus așa în trei ore. Da, înainte, bunicul, bunica, făceau baloz, mă, din fân, mă, și din paie, din paie. Paiele cine le mâncau? Vacile, așa mai rău? Păi eu nu știu cum le procedau. La vaci, de aștept, nu, și un alt. Cred că și mâncau, mă. Păi cum să nu mă, și care erau bune? Mă, dacă nu veneam la tine, nu vedeam capră cu treiezi, serios. Nu, mă, te-ai auzit? Deci fii atent, am fost la Brașov, la un băiat pompi și el e martor. Fii atent ce-o făcut, ne-o făcut bulț. Eu sunt din, da, Zărnești, de acolo, din acolo m-am născut, că tata l-a dus acolo Ceaușescu și acolo ne-am născut noi, știi? Da, da, da. Și bunicii din Corvinești. Și fii atent ce-o făcut, o luat tuciu, ceaunul, când fierbea apa cu mămăligă în el, l-a ridicat și l-a pus în mână, la câteva secunde. Și pe aia l-a pus înapoi, nu l-a ars, că a zis că temperatura când fierbe merge sus. Când nu mai fierbe, coboară jos. Atunci arde. Am auzit și eu chestia aia. Bă, dar nu așa, uite, dar întreabă-l pe Gino, că am pus și pe YouTube. Omul... Dar cred că am văzut-o aia. Omul a pus, ăla-i pompi, care avea așa o șapcă, așa de... No, eu am pus ăla și toată lumea, că domne, ai bolnav, îl doare mâna, că nu are simțuri. Și omul a zis, el a fost martor, încă o făcut, încă o făcut odată. Și zic, hai înapoi și explică, ne întreabă și o venit, da, și noi... Toată. Da, și ne-a explicat. Da, 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 păi am văzut. Cum ați dai seama că zic, hai bă, fă și tu, ce să faci, băi, omule, că... Păi nu poate să facă oricine treaba aia. Trebuie să ai curaj. Trebuie să și născut pe așa ceva, să o știi. Mă, voi aici faceți pastramă, mă? Nu prea, ceva... Cărnașuri de-a mai făcut așa. Am fost acolo în zona aia la Brașov, se practică, mă. E foarte bună. Pastrama se face și se face să lasă în baici. Și când am fost la târg, eu am fost la târg. Poate ai fost și tu. Nu, nu. Am fost la Sibiu, la Poiana Sibiu, la Costești, la Sășcior. Toate am fost. Și la Năsăud am fost aici la noi. Da, aici n-am fost. Bă, da, pastrama e fenomenală, mă. E foarte bun. Bă, da. Oamenii vin să cumpere mie așa gata de azi de aici. Vine, ai comenzi. Ar și, dar păi eu nu i-am dat, i-am dat târzi. Adevăr. Să fac ouă, ai două ouă, să fug, după aia să o mâncă, nu pot. Adevărul ăsta este că dacă nu-i de la un om, spune că ești rău sau... De aia mai gândoiești. Dar de ce nu-ți faci proiectul? Că ești tânăr, ce nu încerci să-ți faci un proiect? E mult de umblat. Păi și ce, mă, umbli cu folos. E bun, dacă e dreptul tău sau nu neapărat dreptul, dacă poți, e o posibilitate.
și mult de umblat și zile pierdute. Acasă țelele și rământă de acasă așa anii, mi-ai făcute. Așa rămâne. Tot bine, domnul. Ne vedem la vară. Da.